Anul școlar 2022-2023 este cel mai lung an școlar de după revoluție. Lungi în septembrie, aproximativ 3 milioane de copii de școală și de grădiniță s-au întors la cursuri, fiind prima dată când aceștia revin în bănci atât de repede după vacanța de vară. Conform știri Fresh24.ro, noul an școlar începe cu schimbări radicale pentru elevii din România. În primul rând, este cel mai lung an școlar de după Revoluție. Au fost scoase semestrele și înlocuite cu 5 module de învățare, care vor fi intercalate cu 5 vacanțe. Anul școlar 2022-2023 va avea 37 de săptămâni, spre deosebire de 34 cât au avut ceilalți ani școlari loc de medii semestriale, va exista o singură medie anuală, iar elevii nu vor mai putea fi exmatriculați. După o lună și un pic de cursuri, elevii vor intra în prima vacanță din acest nou an școlar. Aceasta va avea loc în perioada 22-30 octombrie 2022. Cum este bine cunoscut, până acum, de vacanța de o săptămână din toamnă, beneficiau doar copiii de grădiniță și elevii de clasele primare. Școlarii vor avea o vacanță și în luna februarie. Modulara, a cărei dată de început, rămâne la latitudinea inspectoratelor școlare. Poate fi în a doua, a treia sau a patra săptămână din a doua lună a anului.